Vreau să ridic alături de mine pe domnul Dumitru. Hai că spus și domnul Dumitru, că am impresia că nu ne-a spus un alt de atunci ce am avut de spus. Și mai mult decât atât, senzația mea e că mai aveți ceva pus deoparte pentru momentul ăsta de început. Este o mică surpriză. Asta e important. Putem să-i aplaudăm pentru că eu sunt convins că... Dacă nu vă vin mărimile copii, adresați-vă medicului sau specialistului. Le reglează pe toate. Să vină și cadoul complet al celui de-al 13-lea copil și o să aflați imediat despre ce este vorba. Și avem, acest moment, un premiu pentru un copil. Un copil care a deschis această campanie Școală și Sport. Da, se poate. Este vorba de Andrei Claudiu Ardelean, de la Liceul Tehnologic 43, din Comuna Mire. Este un exemplu de comportament. Puteți să citiți povestea lui pe postarea și pe pagina Caravana Educației, de Timiș. Colega mea, Beatrice, vrea să spună totuși câte ceva despre Andrei. Eu am încercat totuși să... doar să îl prezint. Dar nu mă pot abține să vă trimit să citiți povestea. Andrei este un caz de excepție, într-adevăr. Parcă Dumnezeu a vrut atunci când a demarat această campanie, se află în prima lui poveste. Nu vrem să facem foarte mult caz de situația lui socială, dar un copil care nu are mamă, tata muncește foarte mult, el face singur acasă și pentru fratele lui toată gospodăria, învață foarte bine la școală, este fotbalist, sportar, dar mai mult de atât, dă meditații la colegii lui, uneori chiar și contrasenici. Cupa Campionilor Europeni, indiferent că joci la Barcelona, Real Madrid, că dacă joci la noi, România nu se mai prinde un mesaj ăsta pe azi. Avem un mesaj. Dar avem un mesaj de la tine și nici nu o să trească să spun de la cine e, că o să-ți dai seama. Ca pe butelie.
Eu vreau să dăști amicii cu o dată, dar vezi, sigur noi nu mai luăm nimic. Hai să plecăm să vedem. Mulțumim frumos! Bravo, copii! Andrei, felicitări pentru ce ai făcut până acum. Baftă în continuare. Rămâi la fel de ambițios. Voi fi alături de tine cât pot eu de mult. Încă o dată, mult succes în continuare. Mulțumesc,